Ca să nu pierdem foarte mult timp, o să vă propun ca astăzi să îmi îndrept atenția ceva mai mult asupra unui subiect ce mie mi s-a părut destul de interesant. Probabil că până la această oră, dacă ați vizionat știrile TVH, ați înțeles cam despre ce este vorba, și anume despre competitivitate, despre locul pe care țara noastră îl ocupă la nivel internațional din acest punct de vedere, într-un clasament de profil. Probabil că în momentul de față, urmărindu-mă, vă gândesc, păi dacă nu prea mai e industrie, despre ce competitivitate putem să vorbim? E bine, cred că aveți dreptate, pentru că eu personal, în momentul în care m-am documentat pentru acest reportaj, am văzut că și presa de la noi practic răsfoiește acest raport ce a fost întocmit de Forumul Economic Mondial. Îl înțelege și îl răsfoiește în mod diferit. Cei de la Adevărul văd România dintr-un top de 148 de țări undeva pe locul 146. Cei de la Mediafax, agenția de presă Mediafax, văd România pe locul 76. Deci sunt, oricum am dau, dragi telespectatori, vă spun de acum, nu stăm foarte bine, nu se există și o veste bună, am urcat două poziții comparativ cu anul trecut.